mai avem un pic și intrăm în al șaselea minut suplimentar. Fază fixă, minge bătută cu efect, înalt de Fabri. Rare și Pop. Șutul lui Pop este 1-0. Gol de senzație reușit de Rareș Pop la ultima fază a primei reprize. Un gol de generic, iată primul în actualul sezon de Superliga. Excepțional șut pentru un jucător de 18 ani, Rareș Pop, unul dintre cei doi fotbaliști de această vârstă din primul 11 al lui Rednic. Și ce șut prinde! Încă o dată, mingea este respinsă pe spate, o reacție destul de târzie acolo a lui Ursu, care este depășit de adversar. Mingea se duce însă superb în stânga portarului Stoian. Da, o execuție superbă lui Rareș Pop, curtat de echipe importante din Superliga, până la urmă a rămas la Arad. S-au împletigit picioarele lui Ursu încercând să țină pasul cu această schimbare de direcție. Foarte bună accelerarea lui Pop, șut superb și până la urmă e bine că am avut aceste minute în plus de prelungire peste cele 3. S-a avut foarte frustrant pentru...